Bună Bună dimineața, dimineața! dragi prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cafeaua de 10, joi, 20 august. Uite, Sebi, că trece și vara asta. Asta vreau și eu să zic. S-a dus vara așa de repede, nu-mi vine să cred. Deci, de dimineață, plângea toamna la fereastra mea. Și la voi a fost la fel? Da, sigur. Măi, La dar fel a ce fost. ploaie! Deci, torenții, cu găleata, ploua cu găleata. Ăsta Și este termenul. picăturile de ploaie ale toamnei s-au strâns la mine în fața blocului, în niște gropițe Păi da, așa, pentru ca totul nici e să umed. mergi pe stradă, să nu poți, nu? Da. A venit toamna, gata, s-a terminat, știi expresia aia, gata, s-a terminat șmecheria. S-a dus. Mai am spus eu de ieri expresia aia cu pălăria, dar oricum, astăzi, într-adevăr, meteorologii prognozează o maximă termică undeva la 20 de grade Celsius și încă putem spune că suntem norocoși. Că la noi în platou sunt 27, da, Da, suntem asta e altă problemă, că noi am norocoși. venit. Na. Dar încă nu e cald, mi este bine, am deschis fereastra să intre un pic de toamnă și pe aici. Da, trebuie. Cerul va fi noros. Ploi nu s-ar mai anunța, dar eu zic să nu plecați de acasă fără umbrelă, că este bine să o aveți. Mâine, în schimb, plouă, Și mâine iarăși, și poimâine. iar maxima termică nu va mai depăși 19 grade. Serios, în toată Da, țara? nu, vorbesc doar de Târgoviște. 19 grade Pentru Celsius sâmbătă, mâine. în schimb, s-ar vedea așa o oarecare îmbunătățire cu o maximă termică de până la 22 de grade Celsius. Trebuie să menționez că minimele în aceste zile vor ajunge până la 12 grade. Deci încă un pic și atingem 10 grade. Ce înseamnă 10 grade? Iarnă! Iarnă. Dar cu cine ne certăm Serios. noi? Cu Cu cine ane ne certăm noi? meu. Cu Eu Doamne, cred că Doamne. oricum după atâta caniculă, aproape că îmi face plăcere vremea asta și ploaia are frumusețea ei și trebuie să învățăm să ne bucurăm de orice anotimp, de fiecare anotimp în parte, nu chiar de orice, că nu avem orice, sunt doar patru, mă rog. Știi cine nu Și o să fie duminică, în fericit? schimb, fii atent, avem 23 de grade, o minimă de 12 grade și, în sfârșit, un pic de soare printre nori. Serios? Da. Și luni? Luni, 26 de grade, summer is back. Care va să zică Și vara se marți? reîntoarce, iar pentru marți avem chiar 27 de grade, miercuri și joi, săptămâna viitoare, vom avea maximă termică de până la 26 de Eu grade ți-am zis, Celsius. deci va fi vară, dar nu va fi o vară de aia fulger cu mult soare. Hai să vedem cum va fi vremea pe litoral, pentru că, știi bine, noi ne-am programat vara aceasta să ajungem și noi. Acum, după ce s-au întors toți, după ce toată lumea s-a bucurat de soare, de mare, După ce s-au micșorat prețurile. după ce prețurile au scăzut, apropo de programul acesta, cum se numește Litoralul programul? pentru toți? Litoralul pentru Da. toți, unde plătim într-o săptămână cât plăteam înainte pe o noapte de cazare. Da. Iată ce aflăm noi despre vremea De în la mare. județul Constanța pentru următoarele 7 zile. Astăzi, joi, avem așa, o maximă termică de 24 de grade Celsius. Cer mi-arată pe ore, deci la miezul nopții avem o lună cu niște norișori Ne și plină, nu? o maximă termică de 22 de grade Celsius. Deci Ce ar trebui interesant. să dau numele site-ului pentru că știu sigur, sigur că n-au fost 22 de grade la mare în Azi ultimele 2 zile. noapte? N-au fost pentru că a fost foarte Doamne frig, aveau ferește, da! 14 grade ieri Am impresia că seara, noi suntem în dar cădere noaptea. liberă. Nu știu de Da. ce mi se Hai pare să asta. vedem în altă parte. Oricum spun ei că mâine vom avea o maximă termică de până la 25 de grade Celsius. Păi dacă ar fi așa, mâine m-aș duce. Ar Iarne fi mi. ceva să fie foarte cald pe litoral și mai rece la noi acasă. Da. Deci oricum se anunță o ușoară încălzire. Asta văzusem noi și în prognoza meteorologică pe care am prezentat-o ieri de sâmbătă la mare. Deci pentru cei care au planuri să meargă în acest sfârșit de săptămână pe litoral și cred că vremea se va menține călduroasă și săptămâna care urmează. Da, vreau să-ți arăt ce poză am postat eu aseară. Păi am văzut fotografia ta celebră cu tine dormind pe o canapea la o petrecere. Am zis să nu spunem despre asta pe post că na. Nu s-a întâmplat Dar asta. având în vedere faptul că acea rețea de socializare este spațiu public, evident,
Nu, ideea și a văzut toată lumea. Eu dormeam, era 1:30, eu dormeam, voiam să mai stau la petrecere, dar în același timp mă pregăteam și pentru muncă, pentru că eu voiam să ajung la muncă să fiu fresh a doua zi la emisiune. Și ai văzut ce bine mi-a prins somnul de la petrecere în emisiunea de ieri. Și acum uite, o poză adevărată. Adam, don't confuse my personality. Stai că nu mai știu cum era. Dar vrei să zici așa în rusește? Vrei să o spui în rusește? Nu, vreau să creadă telespectatorii că m-am murdărit my pe personality. English. My personality. Nu, hai lasă-ne cu franțuzească. Adică nu poți să să franțuzești englezească. Ok, don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are. Mai, se uite, mi-am luat poziția asta de babă sfătoasă. Cine te-a supărat pe tine, mămicule? Mama mea Iulia. Mama nu m-a supărat? Draga mea mamă de la televiziune. Da, păi nu sunt eu. Lasă the mother of the mothers, adică mama ei de treabă, vorba aceea. Da, mama tuturor Iulia. Nu m-a supărat nimeni. În schimb, atunci când am văzut poza aceea, sper că ați observat că m-am tuns, apropo. Da, hairstylistul tău a dormit și el să se odihnească pentru muncă, la fel cum ai dormit la petrecere, nu? Pentru că a fost odihnit, uite, ți-a făcut o treabă bună. Eu așa zic. Adică tu vrei să spui uite, că... deci are formă, ia întoarce-te puțin din lateră. Deci este, vezi, forma aia de așa. Alien, puțin turtit. Adică așa. Nu este chiar un alien, da. Mulțumesc. Uite, foarte bine. Și cu părul ăsta care crește, vă întreb eu, voi ce faceți cu el? Adică părul care crește, pe aici îl dau așa. Scurtați, iar pe aici îl lăsați, așa. Da? Da, deci cum mai spuneam odată când aveam un alt coleg în emisiune care avea dar rog frumos să nu mă mai compar pe mine cu toții. Spun atât. Doamne ferește să vezi vreun bărbat necoafat. Ai că o femeie necoafată mai cum ai, dar un bărbat necoafat este ceva îngrozitor. Deci să nu generalizăm, Adică tu arăți bine și necoafat sau cum? Nu sunt coafat în dimineața asta, ce părere ai? Nu? Nu! Așa adică... m-am trezit, am dat odată mâna în el și hai la emisiune. Adică ai dat așa cu degetele rășchirate prin păr da, și gata? Da, dar eu nu-mi dădeam cu gel și nu-mi făceam părul. Da, adică nu vrei să fii gelat? Și n-ai smiley din ăla? Nu. Nu? Ar trebui. Da. În ultima vreme, bărbații... Nu, părul meu este suficient sunt să foarte așa. Aproape de femei, adică într-un anumit sens al păi nu, că eu vreau, adică... Nu o să mi-l așez cu gel, dar peste câțiva, nu, peste câteva luni, aproximativ o jumătate de an, părul meu va fi undeva așa. Deci s-ar putea să te prind dacă îți mai un pic din vârfuri. Păi da, că la dacă noi... Dacă vopsesc și blond, că vreau să mi-l și vopsesc, înțelegeți? Deci am niște planuri mari. După ce trece iarna, zic eu așa, vreau să-mi fac tatuaj. Auzi, bine că eu sunt total împotrivă. Auzi, da, oare un criteriu de angajare în televiziune este tatuajul? Da, în niciun caz nu vei apărea la știri cu vreun scorpion pe jumătatea feței și pe gât. Nu, vreau să mi-l fac undeva pe aici, așa. Pe aici, așa. Apoi vreau să vopsesc părul în dama, mă, în verde. Și apoi vreau să-mi pun un piercing aici. Și apoi vreau să mai fac un tatuaj, dar pe toată mâna asta. Da. Ca să apar la știri doar în cămașă. Cine sunt eu să judec preferințele estetice ale oricui, nu? Și adică erau niște postări din acelea interesante că cele mai mari nenorociri le fac nu cei care au tatuaje, le fac cei care au costume. De parcă nu s-ar putea să ascunzi pe sub un costum și vreun tatuaj. Da, se bine, o să te primim la știri, chiar dacă vii cu... Am glumit, ce crezi, o să mai spun acum telespectatorii, păi mă nu văd știu, la știri mama, numai așa. Să spună. O să spună, măi, băiatul meu chiar a luat ora asta, adică... Mama? Am stat liniștită până acum și de acum încolo trebuie să-mi fac griji. Nu, mama... Am învățat să stea pe Facebook, e o problemă. Și mai nou îmi comentează pozele și mă întreabă dacă n-am pat acasă. Ai văzut comentariul? Biata femeie, păi ce vină are ea, măi, să treacă prin așa ceva, să o faci tu de rușine, păi? Nu ai pat acasă! Normal, are pat frumos, cu lenjerie nouă, proaspăt, luată de pe culme, nu? Da. Și de ce să nu te bucuri de patul tău frumos și curat?
E de mijloc sau de perete? De perete, cred. E de perete? Adică sunt cu peretele. Păi de ce? Cazi din pat și la văzut asta? Păi da, am o parte la perete pe care dorm eu și o parte care se duce pe încolo. Păi și nu simți nevoia să ai un pat de mijloc, să ai loc mai mult? Nu? De fapt, ce spun eu? Tu puteai să dormi și pe canapeluța aceea. Cât avea? 40 de centimetri? Un metru. Era cât asta. Un metru. Nu știu dacă asta are un metru. Mă, important este că cum necum te-ai trezit ieri și ai venit la serviciu. Da, n-a fost nicio problemă, nu? Nu, nicio problemă. Îmi place melodia aceasta foarte, foarte tare. N-a fost nicio problemă, totul a fost foarte bine. Aștept următoarea petrecere. Păi următoarea petrecere ar trebui să fie... Dacă nu cumva... Nu e posibil să nu fi plecat la mare până acum. Oare mai este cineva care n-a fost la mare până acum? Eu cred că mai este cineva. A, dar uite, mai e Cătălin. Păi hai, Cătăline, ce facem? Mai stăm așa? Păi trece vara. Păi stai, vara. De la cine te referi că e... Că ce? Că e următoarea petrecere. Mă gândeam la mine că ar fi următoarea petrecere. Păi da, dar până... Adică pot și eu să-mi fac petrecerea de buletin? Mi-am luat ieri buletinul. Da, deci nu se stă. Trebuie să precizez următoarele. Deși în perioada aceasta foarte mulți vin să-și preschimbe actele de identitate, la Serviciul Public de Evidență a Persoanelor din Târgoviște nu se mai stă la coadă cum se întâmpla în urmă cu niște ani, dacă bine vă amintiți, când trebuia să vă treziți cu noaptea în cap, să mergeți acolo, să vă luați bon de ordine. Era cineva care scria el bonurile și stătea acolo și eventual pentru o sumă frumușică îți dădea locul lui care întâmplător era mai în față și na, era jobul omului, știi? Ce joburi aveau unii? Cine ești tu? Țiitor de loc la rând. Am înțeles. Într-un și vorba aceea, oricum românilor le plăcea încă statul la coadă. Acum nu se mai stă, deci dacă aveți nevoie să vă adresați instituției sus menționate, mergeți acolo, mai sunt bonuri de ordine care se eliberează automat. Ce ne arătai, Sebi? Am observat din întâmplare că al meu coleg Marian îmi filmează tricoul cu Angry Birds și am zis să-l arunc mai bine la cameră, nu? Apropo de statul la coadă și de dar cei care... Dar n-am terminat. Ah, ok, iartă-mă. A durat foarte puțin. Avea un program scris pe ușă, au zis între 18 și 19 se eliberează actele de identitate. Am intrat, era o doamnă drăguță, a zis să da, cum vă numiți, a văzut-o pe Ingrid, vai ce fetiță drăgălașă, Ingrid, sunt plictisită. Oh, ce frumoasă ești și ești atât de scumpă, dar păcat că ești plictisită. Și mi-a dat buletinul, adică mă rog, CI-ul și am plecat. Deci atât de simplu a fost. Și a durat mai puțin de 7 zile, pentru că am depus actele joi și... Marți aș fi putut să le iau dacă puteam să plec de la serviciu, dar am plecat aseară. Deci acum dacă se mai face cumva vreo razie, cum mi s-a întâmplat într-o seară o razie, într-un loc unde se servea o cafea. Măcarul, Marian. Deci care sunt șansele? Ca fix în momentul în care nu ai act de identitate. Așa, povestește-mi. Uite, vezi. Deci fix în acel moment să vină un domn și să te întrebe, seara, actele dumneavoastră, vă rog. Și să mai fii și într-un loc unde... Serios că s-a întâmplat asta? Vorba aceea, unii trăgeau la pipă din tot felul de chestii. Da. Când? Într-o seară, când nu aveam act de identitate. Și nu pentru că-l uitasem acasă, cum mi se mai întâmplă de alte dăți. Și mergeai pe stradă ca un cetățean liniștit? Nu. Ședeam la o masă ca un cetățean liniștit. Era o razie într-un loc. Cum... Pe centrul vechi? Au împânzit tot locul, da. Și? Nu, de la noi. A, nu de la noi. Nu, nu de la noi, că la noi razile sunt rare de tot. Bine, am prins și la noi o razie, că am o baftă ceva, deci când căutați vreun infractor, să mă urmăriți pe mine. E ceva de vis oricum. Da. Auzi, ce s-a întâmplat atunci? Păi, am fofilat așa. Adică în momentul în care stătea lângă, a fost la masa din față, la masa din dreapta, la masa din... și eram așa. Și urmez eu. Ce să fac? Ce să fac? Deci n-or să mă creadă dacă le spun că am actele la preschimbat, n-or să mă creadă. Și cum e posibil ca eu când las acolo buletinul vechi, CI-ul vechi, să nu mi se dea unul nou? Adică eu ce fac zilele astea? Cu ce stau în buzunar? Să zic și eu vorba aceea cine sunt. Aveam, bineînțeles, legitimația de la televiziune. Foarte bine dacă vin acum, o scot pe asta și îi sperii cu ea. Uitați-mă, e presa. Ce faceți voi aici? Dar, din fericire, am... plătit, ne-am ridicat, am plecat și n-am mai venit să mă întrebe nimeni nimic. Dar vă dați seama că m-au trecut toate... Da, primeai o amendă?
Păi eu nu știu ce se întâmpla într-o astfel de situație. Cred că aș fi putut să le dau datele din buletinul vechi. Asta dacă le știam pe de rost. DD1... Sau puteam să... Nu poți să zici asta pe post. Pentru că vei vedea pe numele tău apoi tot felul de abonamente, de treburi, de... Da, o să-ți faci credit, o să te trezești cu surprize. Adică o să știi că ai mașină, ai... Poți să... Se pot întâmpla multe, da. Da, știu că nu pot da CNP-ul meu pe post, dar vreau să vă spun că începe cu DD1. Ce surprize, nu? Da, la fel începe și blocul în care stau, tot cu DD. Da, e cu DD, da. Adică să ai DD-ul? La fel era și postul lui care e DD. Și partidul era tot așa, Pepe cu DD. Dar nu mai este, s-a dus. Uite, așa s-a dus și prima parte din emisiunea asta. Și zic să luăm o gură de cafea, să ne mai trezim, să ne mai dezmeticim un pic. Și revenim în a doua parte emisiune. Apropo, nu este Delia. Delia este acasă pentru că nu se simte bine. Serios că nu e Delia? Draga mea, te pupăm și fă-te bine să te întorci cât mai curând alături de noi, pentru că, vezi, este trist fără tine. Doamne, Delia, unde ești? Credeam că era aici și mă gândeam că n-am zis nimic. Pauză. Să simți briza dimineții, să calci pe iarba proaspătă, să simți cum adie vântul prin păr, să te îmbeți cu parfumul florilor și să privești cerul. Vino la noi și reînvață să te bucuri de lucrurile simple. Viața merită trăită conștient. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013. Nelson SRL vă așteaptă pe strada Cărămidari în Târgoviște să vă achiziționați baterii Rombat. Compania Rombat SA este cel mai mare producător de baterii auto din România, cu sediul central în Bistrița. Este lider național încă din 1997. Portofoliul de produse include peste 60 de tipuri de baterii grupate în clasele Premier, Tornada, Ciclon, Pilot, Terra 2S, Forte, baterii Moto și multe altele. Rețeaua de servici a companiei cuprinde de asemenea peste 100 de reprezentanți în toată țara. Sign for You. Personalizează-ți afacerea. Vino la Sign for You pentru printuri pe autocolant, banner, mesh sau PVC, inscripționări sau litere, casete volumetrice din PVC, stiplex, dibond, polistiren, neoane sau leduri. Sign for You colantează parțial sau integral autovehicule sau aplică folie carbon și folie autogeamuri autorizată RAR. Ne găsiți lângă Biserica Sârbilor din Târgoviște sau la telefon 0729 091533 sau 0726 709071. Sign for You. We sign the future. Aria.ro sprijină afacerea dumneavoastră prin servicii de calitate, precum servere dedicate cu trafic nelimitat și cea mai bună conexiune la numai 40 de euro pe lună. Vizitați pagina noastră aria.ro pentru mai multe detalii. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moto-unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid.
ți-e poftă de mititei sau cârnăciori afumați? Magazinul Zoica te așteaptă să deguști produsele de carmangerie care se caracterizează prin calitate, prospețime și savoare. Pofta vine doar dacă privești rafturile pline de bunătăți pe care le poți degusta înainte de a le cumpăra. Carmangeria Zoica vă oferă o gamă variată de produse tradiționale românești la prețuri promoționale. Produsele sunt obținute în carmangerie proprie și nu conțin euri, coloranți, aditivi, injectare cu sare și apă. Alege produsele proaspete și naturale direct din magazinul Zoica. Prețul ne recomandă, calitatea ne reprezintă. SC Hipericii Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericii Farm! Ne-am întors, doamnelor și domnilor, în a doua parte a emisiunii de astăzi, cu o mână și un cap. Da, dar nu merge așa. Nu merge așa, ar fi trebuit să nu se vadă că eu te mângâi. Se vadă numai când te dojenesc. Da, dragi prieteni, am revenit, n-am reușit să mai beau o gură de cafea. La mine ar fi a doua astăzi, dar ce să facem, m-am trezit prea devreme. Pentru că i-a fost teamă colegului să se uite la mine în geantă și să ia bănuțul pentru cafea. Măi, de ce se tem bărbații de gențile femeilor? Adică ce ar putea găsi acolo? Ce credeți voi că poate să țină o femeie într-o geantă? Ce ai acolo, Sebi? Valurile mării? Nu pot să cred! Cât de reale par! Wow, sunt adevărate! Da, interesant. Ne vom bucura și noi de ele cât de curând am convingerea asta. Între timp s-a mai împrimovărat? Pot să zic că s-a împrimovărat? Nu. S-a mai încălzit puțin atmosfera la noi în platou. Poate dacă auzim și niște muzică pe fundal să vezi ce ne încingem, nu? Al tău împiedic. Să fie cu lapte. Da, dacă n-ați reușit să vă beți cafeluța până acum, faceți asta împreună cu noi. Totodată sunați-ne la numărul de telefon 07 86 347 201. Povestiți-ne despre vacanța pe care ați avut-o, dacă ați avut-o, dacă o plănuiți, dacă vă doriți și încă nu s-a concretizat nimic. Nu se știe, poate aude cine trebuie și spune: da, o să-ți fac o surpriză, draga mea, te voi duce la... Ai fost vreodată la Gura Portiței? Nu. Nu? Nici eu nu am fost. Am văzut niște imagini superbe de acolo. În schimb, am fost odată... Stai să mă gândesc. Păi până te gândești, tu cred că vine a doua pauză de publicitate. Hai, lasă, mai bine să le spunem celor de acasă cum stăm noi cu previziunile astrologice astăzi, dacă avem vești bune, mai puțin bune. Am fost odată. Crezi că s-au mai uitat pe ploaia asta pe cer să vadă cum stau stelele și în funcție de asta cum o să ne meargă nouă? Nu. Eu cred că atunci când plouă e simplu. Le merge rău tuturor. Da, deci le merge rău. Abia așteaptă colega noastră Loredana, care deja a ajuns în regia de emisie, să afle dacă se mărită și dacă la zodia Gemeni totul este bine. Crezi astăzi tu că Loredana vrea să se mărite? Nu, dar... Lori, vrei să te măriți? Nu, dar ea vrea să facă dacă ce? Horoscopul spune asta. Doamne ajută să spună asta, horoscopul ăsta, să vedem cum va reacționa Loredana. Ce zodie ești? Gemeni. A, deci colega noastră este zodia Gemeni, dar nu putem să vă arătăm pentru că ea stă pitită în regia de emisie. Doamne, dar n-ai idee cum fugeam vinerea aia, vinerea mare. Da. Prin studio. Așa, să începem. Vrei să cauți tu? Vrei să citesc eu? Da, te descurci mai bine cu asta. Eu o să le spun celor de acasă că le-am pregătit astăzi și câteva imagini cu... show-ul pe care l-au făcut fetele de la Bambi. Măi, eu mi-amintesc de Bambi de când eram eu. Deci fetele astea au îmbătrânit, ar fi trebuit să îmbătrânească și ele odată cu mine. Nu știu cine e Bambi. Sunt două domnișoare care cântau o piesă aia. Poate o găsești tu, Cătălin. Eu am iubit. Nu! Și... Ia scrie-mă, Bambi, doi ochi. Iubeam și eu cândva, doi ochi, vezi. Da, poate o găsește, Cătălin, că n-are rost noi să...
îi obligăm pe dragii telespectatori să schimbe canalul acum. Poate găsește piesa asta și o auzim un pic pe fundal. Oricum, de la piesa asta până la ceea ce cântă ele astăzi a fost așa o cale lungă, pentru că azi e un fel de... Adică mie, eu preferam astfel de piese decât... Da. Stilul ăsta oriental, ritmul ăsta oriental, oricum am văzut că au fost foarte apreciate atât de public, dar și de alți invitați de seamă care erau și ei acolo. Să nu uităm că discursul președintelui Consiliului Județean Dâmbovița a fost rostit de către domnia sa chiar în timpul spectacolului pe care îl ofereau fetele. Practic au întrerupt tot și au zis: a venit domnul președinte. Exact așa s-a întâmplat. Ai văzut filmarea, nu? Da, n-au zis și numele, probabil că era greu să mai rețină și un nume. Au zis: domnul primar este aici și este cu domnul președinte. Domnul președinte s-a dus, le-a zis la mulți ani acolo oamenilor și le-a adresat una, două urări. Și după care fetele și-au continuat show-ul. Da. Și am văzut că s-a uitat așa admirativ la domnișoare. Da. Dar o să vă arătăm asta ceva mai târziu. Acum ascultăm piesa aceea. Nu se aude bine, ce-i cu ea? Când îi vedeam, da, deci este foarte în ton cu vremea de astăzi. Când îi vedeam ținându-se de mână, plângeam când îi vedeam întâmplător și nu știam că plâng de dorul lor. Și s-a auzit mai târziu glasurile acestea cristaline, ce mai cântă acum și ce mai... ce inflexiuni vocale, ce ritmuri orientale, pe ce mișcări, pentru că aveau și dansatoare. Deci eu, în afară de piesa asta, nu știu alta. Dar în fine, să începem cu horoscopul pentru Zodia Gemeni, 20 august 2015. Astăzi puteți face o nuntă. Nu, glumesc. Astăzi joia, e... ca... Nu joia, fetița, așteaptă până duminică, mai măcar sâmbătă, dar nu joia, așa, joia, să ne... Nu, astăzi puteți obține avantaje materiale importante cu condiția să vă temperați spiritul critic, da? Deci trebuie să te temperezi. Ar fi bine să dați dovadă de mai mult autocontrol în discuțiile cu prietenii, dar mai ales cu partenerul de viață, pentru a evita conflictele care sunt din ce în ce mai dese. Așa este? Conflicte mai dese, nu? Nu? Nu se confirmă, deci vezi, mai trebuie să te uiți pe cer să mai găsești și alte indicii, pentru da. Că astea nu sunt bune. Spre seară primiți vizita unei rude care vă dă o veste bună în legătură cu o călătorie. Oho, doamna mama, probabil. Da? Da, am citit Zodia Loredanei, deci, ce părere ai despre astăzi? Gemenii vor pleca în călătorie, pentru ei vacanța de vară nu s-a terminat și încă își gemenii? Mai pot face plan. Doamne! Dacă nu, cumva au parte de o surpriză, iată, din partea unei rude. Interesant. Ne spui cu berbecul sau ne zici nu, vă spun cu leu? Ce leu, horoscop scurtuț au lei astăzi? Nu, acolo. Hai nu? Să o salutăm pe Ingrid, draga de ea, care se bună, uită la noi Ingrid. Acum și care mâine o să vină în emisiune, cum ți-am promis, mami, cu plastilina. Să ne faci niște lucruri. Dar astăzi unde este? Este cu David, mai stă și cu David acasă, da. David, mă auzi acum? Îmi pare rău, dar ieri Ingrid a venit cu mami ei, adică mâine poți să vii și tu în emisiune, să nu te superi pe mine. Te-am spus că David n-a văzut ieri. Ba da. Ieri n-a văzut. A, ieri n-a fost Ingrid în emisiune. Da, ieri deci a fost, te salutăm și pe tine. David, vă salutăm copii, salutăm de altfel pe toți micuții care se uită la noi dimineața la cafea, împreună cu mamele, cu bunicele, pentru că așa împreună, ne place nouă să credem că este o emisiune care se adresează tuturor vârstelor. Plângeam când îi vedeam întâmplător și nu știam că plâng de dorul lor. Ce tare a fost efectul ăsta, așa, cădea balonul. Leu, 20 august, sunt favorabile călătoriile în interes de afaceri. După amiază aveți ocazia să rezolvați o problemă sentimentală care vă frământă de ceva timp. Parcă ăsta e horoscopul Loredanei. Pe plan financiar, se pare că parcurgeți o perioadă mai dificilă. Nu vă pierdeți optimismul. Ajungem la cea mai mirobolantă zodia horoscopului nostru, zodia fecioară. Și ce auzim noi pe fundal, nu este o manea, nu este, zi-mi un artist din ăsta. Nicolae Guță. Nu este dumnealui, sunt fetele de la Bambi care, iată,
anul serios acesta, că asta Bambi cântă? Anul acesta cântă și dansează pe așa Stop. Ceva. Stop! Opriți-vă! Stop! Am o veste pentru telespectatori. Până trecem la horoscopul zodiei Fecioară, trebuie să vă dau o veste. Nu știu când exact, probabil că azi noapte, nu știu cum au aflat alții colegi de-ai noștri de presă, înaintea noastră, și nu, nici măcar până la această oră nu ne-a fost dată o declarație oficială. Alți colegi de presă dorm acolo, Sebi. Da, probabil că dorm acolo alți colegi de presă sau sunt contactați imediat ce se întâmplă ceva. Ca cum îmi sună soții, nevestele. Mami, vezi că m-am ajuns la supermarket. Mami, vezi că sunt cu bere la băieții. Nu este bun exemplu. Soții sună nevestele abia după ce termină treburile cu celelalte treburi. Adică sună nevestele în ultimă instanță, mai sună și nevestele. Deci nu, exemplul este așa cum pe noi ne sună oamenii care au probleme. Că asta fac, ceva, primul lucru ce fac. Exact, ne sună pe noi. Exact așa și cu, mă rog, nu contează. Ideea este că la Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, secția de basket, are noi antrenori. Nu o să vă vine să credeți, este vorba despre Cătălin Tănase, directorul Clubului Sportiv Școlar Târgoviște. Este așadar noul antrenor al campioanei României la basket feminin. Acesta mai antrenat Târgoviștea în perioada 2008-2010, când a reușit să aducă două titluri de campioni. Deci un palmares foarte bun. În schimb are și, mă rog, istoria lui Cătălin Tănase se leagă și de un eveniment nefericit, ratarea semifinalelor din FIBA Cup într-un meci cu Dinamo Moscova, dacă nu mă înșel, eram destul de mic atunci, nu contează, încă țin minte. Ideea este că domnul Cătălin Tănase va fi însoțit pe banca tehnică ca și antrenor secund de Larisa Toma, a fost basketbalistă de aici, de la Târgoviște. Îl va ajuta pe Cătălin Tănase să conducă CSM-ul în noul sezon. Va avea o muncă foarte grea. Hai să facem așa, Semi. Scuze-mă că te întrerup. Când dai cu mâinile prin barbă, aplaudă când îl faci așa. Deci și tu ai văzut Comedy Game Show. Și tu l-ai văzut, nu? Da, sigur că l-am văzut. Nu știu ce mai fac prietenii noștri de la teatru, dar îmi aminteam că te tot vedeam, nu știai ce să faci cu mânuța pe aici. Da. Și continuând cu ce spui tu, eu nefiind, mă rog, pasionată de fenomenul ăsta sportiv, însă am văzut că are chiar un feedback foarte bun știrea aceasta, în sensul că foarte mulți apreciază reîntoarcerea lui Cătălin Tănase, spunând că este bine atâta vreme cât noi avem oameni valoroși în sport, da, să nu mai importăm alții de pe nu știu unde este... și să-i păstrăm pe ai noștri. Mai ales da? Că poate Tănase... într-o dimineață îl vom avea la cafea, da, și ne povestim. Imediat ce se întoarce, nu știu exact unde, în Albania sau undeva cu echipa de U16. Ideea este următoarea. Cătălin Tănase este directorul Clubului Sportiv Școlar Târgoviște. A făcut o treabă excelentă acolo. A pus clubul pe picioare. Dar în același timp este și antrenorul echipei de Under-16 feminin, care, slavă Domnului, este vicecampioană pe țară sau medaliată cu bronz. Deci nu știu ce se va întâmpla exact. Sunt curios ce se va întâmpla și cu Maria Nenache, în cazul în care Larisa Toma va fi noul antrenor. Sunt curios cine vor fi jucătoarele pentru noul sezon. Abia așteptăm să aflăm detalii, dar secretomania se păstrează pentru unele instituții de presă. Lăsați, vorbiți cu cine vreți. Muzică, vă rog. Fecioară, în prima parte a zilei aveți succes într-o... Lasă că cânt eu pe fundal. Bine, hai. Fecioară... La, 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 la. Nu pot să cânt mai încet decât vorbești tu. Ridică tonul. În prima parte a zilei nu aveți la succes. Mine. Da, muzică, vă rog. În prima parte a zilei aveți succes într-o... Muzică! Asta cântă Bambi? Și dacă era Delia acum, ne dansa un pic. Bebelușelor dans, n-are cine. Nu-i nimic, te așteptăm până mâine. Loredana dans. În prima parte a zilei aveți succes într-o activitate excepțională datorită colaborării bune cu un partener de afaceri. V-ar putea să vi se ofere șansa unei investiții avantajoase. Interesant, da. Nu rețineți, nu renunțați la călătoria planificată, s-ar putea să cunoașteți un viitor partener de afaceri. Deci opriți un pic muzica. De tot. What can I do? Deci ce facem aici? Adică nu e posibil să nu găsim altceva. Măi, dragi cântăcioși, schimbați un pic registrul. Da, lăsăm piesa până la final ca să ne lămurim întru totul. Deci cu Fecioara ai terminat, da? Eu? Da.
Da. Ai terminat-o cu fecioara, cu toate fecioarele sau... Ce s-a întâmplat? A scris cineva pe Facebook? Apar știri din acelea cu anviat chiar la propria mormântare? Noi am dat informația, bineînțeles, eu am intrat aici la emisiune. Nu am apucat să citesc, mă rog, sau să vorbesc cu Cătălin Tănase, pentru că categoric ar fi fost primul pe care l-aș fi sunat să-l întreb dacă informația e adevărată. Nu am apucat să fac lucrul acesta, pentru că la CSM probabil cineva e în vacanță sau cineva nu poate să dea informații, deci l-aș fi sunat pe Cătălin Tănase. Intru pe site-ul de sport, care află întotdeauna primul tot ce se întâmplă în fenomen. Și prima știre actualizată de aseară sună așa: Tănase declară: nu s-a pus problema să vin la senioare la CSM. Iugulescu: Tănase e la CSM, dar la Under 18. Da, hai să nu mai aflăm noi de la alții și să verificăm noi singuri informația de la sursă, nu? Putem încerca pe finalul emisiunii sau în a doua parte a emisiunii să... Vedem dacă ne va răspunde la telefon. Da, să îl contactăm pe domnul Tănase și să vedem dacă ne lămurește cu dilema aceasta. Până un alta, rămăsesem la Zodia Balanță. Poate reușim până la urmă să-i mulțumim pe toți nativii din Zodiac. Vrei? Da. Ce-mi place melodia asta. Am ajuns la Zodia Balanței. Loredana, el ce zodie e? Imediat îți citesc și la Scorpion, draga mea. Balanță, este momentul să vă puneți în aplicare planurile în legătură cu afirmarea profesională. Aveți mari șanse de reușită pe plan social, dar și financiar. Relațiile cu colaboratorii sunt foarte, foarte bune. Profitați de acest complex favorabil, dar nu forțați lucrurile pentru că trebuie să aveți mare răbdare. Ajungem la Zodia Scorpionului. Da. Iubita vă înșar. Nu, stați liniștit. Nu, glumeam și eu. Scorpion, vă puteți ocupa de probleme delicate din domeniul afacerilor. Reușiți să terminați o lucrare începută de mult timp în urmă, care vă lua tot timpul liber și nu mai puteați suna... acasă. Aveți de rezolvat mai ușor problemele de natură financiară. Este și o zi favorabilă comunicării cu persoana iubită. Nu uitați să vă respectați promisiunile. Nu, Scorpionul. Săgetătorul, ție ți-ar fi potrivit un... Aveți ocazia să vă afirmați în societate și să obțineți câștiguri financiare. La locul de muncă aveți parte de laude din partea șefilor și a colegilor pentru ingeniozitatea și ambiția de care dați dovadă. Nu puneți la suflet bârfele și invidia unei femei din anturaj. Bârfitoarelor. Mai departe, dragi colegi, Zodia Capricornului. Par un nebun. Așa. Că fac ca toate cele în emisiune, probabil telespectatorii care se uită la noi. Doamne ferește, uite-l și pe ăla cum faci. Schimbă-mă canalul. Ce spui despre asta? Să ne zici horoscopul. Toată lumea mă ignoră. În cursul dimineții aflați că veți pleca într-o deplasare în interes de serviciu. Chiar pentru dacă această veste pentru mine, pentru Capricorn. Dar nu sunt Capricorn. Chiar dacă această veste vă dă planurile peste cap, nu este cazul să vă indispuneți. După călătorie se întrevăd schimbări importante în relațiile sentimentale. Puteți să vă bazați pe intuiție. Vărsător, nu, dar aștept cu nerăbdare zodia mea. Dar zodia ei? A fost. A fost? Unde? Care? Gemeni. La Gemeni, nu a Loredanei. A ei? Nu știu ce zodie e. A ei! Ea! Doar numai una poate fi. Ea, adică din ciclul locul ei. Despre cine vorbești? Despre ea. My only love? Nu știu ce zodie e. Dacă e pe 6 iulie, ce zodie e? Păi este rac. Racii și taurii nu se înțeleg. Vezi, asta era și problema, nu? Da. Hai să vedem mai departe unde am ai rămas. Am nevoie de cineva născut pe 15 august.
Nu, îți voi face eu. Care este numărul tău? Zi-mi care e numărul tău. 28. Nu, 28. Numărul tău. Telefon? Adică cel care rezultă din suma cifrelor care compun data ta de naștere. 1. 1? Deci ești 1, îți trebuie un 9. Cum adică? Îți trebuie un 2. A, nu știu la 8. Nu știu la 8. Îmi trebuie un 6. Nu. Păi dacă iei un 6, asta înseamnă tot 6. Pentru că 9 cu 6 înseamnă 15, iar 1 plus 5 înseamnă 6. Dar eu nu sunt 9, eu sunt 1. A, uite, hai că o să citim despre ce înseamnă numărul da, pentru fiecare și da, după ce terminăm horoscopul, luăm pauză și apoi vedem. Mai avem un picuț. Ia să vedem ce zodie avem acolo. Vărsător. Puteți obține venituri suplimentare dintr-o colaborare. Aveți posibilitatea să finalizați o lucrare dificilă cu un efort minim. Vă recomandăm să evitați speculațiile de orice fel. În caz contrar, riscați să pierdeți foarte mult. Ajungem la zodia peștilor pentru toți peștii din lume. Cât mai are concediu colegul nostru peștișor? Nu știu, are concediu? Luni vine! Ce bine, eu luni intru în concediu. Eu credeam că el și-a dat demisia. Nu. Serios? Serios, că nu ar face asta? Ok, mă bucur atunci, bravo! Dacă vi se propune un nou loc de muncă în afară de cel pe care l-aveți deja, dragi pești, nu vă grăbiți să-l refuzați. Deci este a nu știu câta oară când la zodia pești se vorbește despre un nou loc de muncă. Păi dacă ei au deja un loc de muncă ceva. Cu contracte, cu chestii, păi pe vremea treste, asta să mai stai să-ți clienții mai selectați. Uite, mai Florian, să asta mai renunți zicea în vremurile astea la un loc de muncă. Păi atât de greu se găsește altul. Și apoi vorbim despre unul frumos. Frumos, pentru că e frumos, nu? Florian îmi spunea aseară. O echipă aseară grozavă, cu atmosferă pe care oricine și-o dorește la locul de muncă. Apropo, trebuie să-i anunțăm pe cei de acasă că noi mai avem nevoie de noi colegi în echipă, motiv pentru care așteptăm CV-urile voastre pe adresa televiziunii, columna TV legată arondyahoo.com sau la sediul nostru din Bulevardul Libertății, blocul C5, etaj 3, apartament 3. Dar ne vedeți din piața tricolorului de pe platoul din fața prefecturii. Scrie mare de tot columna TV. Veniți la noi cu un CV și noi o să vă spunem dacă aveți ceea ce vă trebuie pentru a face parte din echipa Columna TV. Asta pentru că și noi pregătim din toamnă noi proiecte, motiv pentru care mai avem nevoie de niște oameni cu creativitate. Nu-i așa, măi, Sebi? Da, Columna TV își mărește echipa și, serioși, și caută colegi și noi, cum ar trebui să fii tu. Și care sunt dornici să învețe meseria aceasta, atât pe partea de tehnic, cât și pe partea redacțională și pentru emisiunile noi pe care le pregătim. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos, pentru că da, imaginea ta reprezintă imaginea noastră. Să-ți placă să zâmbești, să muncești, practic vorbind, și pentru că noi. Și acum o să vezi, uite, la să-ți placă să muncești, mă dă pe mine, la să-ți placă să te îmbraci frumos, nu m-a dat. M-a dat dă pe mine? La... Deci să-ți placă să muncești, practic vorbind, pentru că noi acum muncim, dar ne distrăm în același păi timp, da, înțelegeți? Se vede, eu distracție pe capul nostru continuă. Adică, vă dați seama ce ori zice aia de acasă, mă. Ăștia ci că muncesc, cine știe câți bani și au și ei ci că muncesc, că stau două ore acolo. Da, dar după astea două ore... Aha. E adevărat că noi cafeaua o bem cam pe fugă de multe ori. Adică e pe fugă totul, știi? Vii de acasă, hai, avem cafeaua. După apropo cafea, avem știrile. După știri vine ora 4, intră primul jurnal. După ora 4 este cel de-al doilea pe care îl pregătim și de-abia pe la 7 terminăm. Și oricum mai durează încă o oră până când se montează toate știrile. Iar colegul meu de multe ori este nevoit să rămână să prezinte știrile de la ora 8. Atunci când colega Andreea, 7, nu? I-am plecat și pe la o fără un sfert aici. Da? Da, dar niciodată nu s-a pus problema atunci când a venit vorba de... Pentru că avem și timpul în care ne distrăm, nu? Păi, da. Bun, mai avem un picuț până la pauza de publicitate. Și eu am zodii de citit, dar până atunci vreau să vă spun mai așa. Mai ai? Păi citește-le repede, să scăpăm de avem ele. Avem timp. Vreau să vă spun așa. Colegul meu, Florian, aseară îmi spunea că are 3 milioane și n-are ce să facă cu ei. Păi dacă avea 3 milioane, îl mai vedeai 300 pe, de lei. Îi spun eu, cum adică n-ai ce să faci cu ei?
N-am ce să fac. Pe vorba aceea... Tu vorbești serios, păi așa? Păi da, măi, stă la părinți. N-are de plătit chirie, gaze, facturi, nimic. Dar eventual un telefon, dacă nici pe ăla nu-l plătește, că știi bine că întotdeauna este fără credit. Deci, vă rog, lăsați-mă să continui, vă rog. Deci, Florian, cum n-ai ce să faci cu banii? M-aș duce într-un loc să mă simt bine. Adevărul e că de banii ăștia depinde câte pretenții ai. Poți să te simți bine foarte puțin timp, adică o fracțiune de secundă, te-ai simți bine și s-au dus. Cu 3 milioane stau o noapte și nu mi-ajunge. Poftim, Florian. Unde stă? Unde stă? Asta m-a întrebat și unde stai, Florian, o noapte? Pot să-l iau și acasă și la hotel. Ok! Ați înțeles ideea? Nu! Nu ați și înțeles ideea? Am înțeles că în viață nu totul trebuie să îți fie pe înțeles, adică explicat, adică să aibă o explicație, așa că mai bine să nu întrebăm în plus. Zine repede celelalte zone restante. Dacă vi se propune un nou loc de muncă, nu vă grăbiți să refuzați, șansa este de partea dumneavoastră, da, logic. Analizând atent avantajele și dezavantajele, descoperiți perspective, nu, veți descoperi perspective cel puțin interesante. Sfătuiți-vă cu partenerul de viață. Care din ei? Peștilor, care din partenerii de viață? Ce ești așa serioasă, Loredana? Ce te uiți așa urât la mine? Loredana mă așteaptă pentru că ne avem treabă în pauza de publicitate. Bună, mami! Nu, la mine trebuia să te uiți. Până vă salut și eu, am ceva să vă spun. No, no. Sunt cu minte. Da. Sunteți plini de energie și aveți idei originale. Puteți avea succes în afaceri și călătorii, în susținerea examenelor sau cultivarea relațiilor sociale. Evitați hotărârile pripite care ar putea să tulbure armonia din casă. Spre seară, berbecii au parte de o întâlnire neașteptată care le schimbă programul pentru ziua următoare. Și în cele din urmă, zodia mea extraordinară, zodia Taurului. Hai, nu mai lungi că a venit pauza. Cât mai stai cu Taurul? Nu vreau să intru în pauză, na. Parcă aveai o treabă. Am o treabă, gata, Taur, repede. Dacă sunteți în căutarea unui nou loc de muncă, aveți toate șansele de a-l găsi astăzi. Ia uzi. Ce? Farmecul... Nu există nimic, nimeni nu este de neînlocuit. Farmecul personal și profesional va ajuta să rezolvați o situație tensionată pe cale diplomatică. Sunt un tort diplomat. Un ce? Un tort diplomat. Știi cine este soția tortului, nu? Eclerul? Tarta! Îmi place mai mult tarta cu fructe. Cine e eclerul? Amantul? Nu, bine, asta vă recomandăm gândit. Să... Nu vă... să amestece eclerul cu... Deci, noi le recomandăm taurilor să își organizeze timpul cât mai eficient, astfel riscă să își irosească energia și noi vă recomandăm să rămâneți alături de noi pentru că ne întoarcem după pauză. Pauză. Sece Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. A venit timpul să simți briza dimineții, să calci pe iarba proaspătă, să simți cum adie vântul prin păr, să te înveți cu parfumul florilor și să privești cerul. Vino la noi și reînvață să te bucuri de lucrurile simple. Viața merită trăită conștient. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013.
Sign for You. Personalizează-ți afacerea. Vino la Sign for You pentru printuri pe autocolant, banner, mesh sau PVC, inscripționări sau litere, casete volumetrice din PVC, stiplex, dibond, polistiren, neoane sau LED-uri. Sign for You colantează parțial sau integral autovehicule sau aplică folie carbon și folii autogeamuri autorizată RAR. Ne găsiți lângă Biserica Sârbilor din Târgoviște sau la telefon 0729 091533 sau 0726 709071. Sign for You. We sign the future. Protejează-ți ochii de radiațiile ultraviolete. Oftal Sunlens te ajută cu oferte pentru ochelari de soare de cele mai renumite marci din lume: Ray-Ban, Vogue, Lacoste, Soleado, Zeror, Richmond, Ferre, Ceruti, Iceberg, Gucci, Mercedes și Playlife. Pe lângă acestea, Oftal Sunlens oferă consultații optometrice, comercializare și montaj lentile și rame ochelari cu dioptrii și comercializare lentile contact estetice și dioptrii. Cu Oftal Sunlens ai grijă de ochii tăi. De mititei sau cârnăciori afumați? Magazinul Zoica te așteaptă să deguști produsele de carmangerie care se caracterizează prin calitate, prospețime și savoare. Pofta vine doar dacă privești rafturile pline de bunătăți pe care le poți degusta înainte de a le cumpăra. Carmangeria Zoica vă oferă o gamă variată de produse tradiționale românești la prețuri promoționale. Produsele sunt obținute în carmangerie proprie și nu conțin euri, coloranți, aditivi, injectare cu sare și apă. Alege produsele proaspete și naturale direct din magazinul Zoica. Prețul ne recomandă, calitatea ne reprezintă. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsi servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Aria.ro sprijină afacerea dumneavoastră prin servicii de calitate, precum servere dedicate cu trafic nelimitat și cea mai bună conexiune la numai 40 de euro pe lună. Vizitați pagina noastră aria.ro pentru mai multe detalii. Tocmai ai vândut pe nimic un dar de neprețuit. Viața ta și a celorlalți. Fii responsabil. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Atenție la trecerile pentru pietoni. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite.
Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. E simplu. Mă prefac că citesc lista de întreținere. Ah, să rămână. Le iau sacoșile, le deschid ușa la lift. Ele cred că sunt un vecin nou și amabil. Unele chiar s-ar băga în seamă. Dacă nu stai cu minte, te tai. Dă asta încă și asta. Dă și poșeta. Toată șmecheria e s-a pus să fugi până începe să țipe. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Respect în trafic. Pentru viață. Micuțu, aduci mă stilogul. Se poate, doamne, dar seara am pus-o la ghenă. Băi, micuțule, lumea zice că e meserie ușoară de când pornește motorul la frigider îmbătrânit cu 20 de ani. Așa e, Neione. Hai să ne șutim că poate vine clientul. Mulțumim. Ai văzut, mami? Plasma ca a noastră. Da. Am revenit, dragi prieteni, a fost bună pauza de publicitate pentru că am mai dat informații despre anunțul pe care l-am făcut înainte legat de faptul că ne dorim noi colegi în echipa Columna TV. Așadar, dacă ești... Eu? Sociabil. Ah. Dacă îți place să... Să muncești, practic vorbind, pentru că noi ne distrăm... Nu, stai să o iau de la capăt. Columna TV își mărește echipa și caută de colegi noi. Te rog. Așa, zi acum poezioara. Bravo. Columna TV își mărește echipa și caută colegi noi. Cum ar trebui să fii tu? Să știi să zâmbești. Nu ne plac oamenii prea serioși. Să fii sociabil. Să te îmbraci frumos pentru că da, imaginea... Să te îmbraci frumos pentru că da, imaginea ta reprezintă imaginea noastră. Să-ți placă să muncești. Practic vorbind, pentru că noi ne distrăm, dar și muncim. Și de obicei nu distrugem platou. Da. Așadar, dacă simți că vorbim despre tine și ești interesat de ceea ce îți putem oferi, te
trimite-ne un e-mail cu CV-ul tău pe adresa de mail sau pe pagina noastră de Facebook alături de poza ta și răspunsul la următoarea întrebare. De ce îți dorești să faci parte din echipa Columna TV? Foarte frumoasă prezentarea aceasta. Așadar, dragi prieteni, dacă vă vezi ce înseamnă, eu mi-am toate textele să pe cunoașteți ce se întâmplă în spatele camerelor de luat vederi, care sunt dedesubturile și culisele unei televiziuni regionale, cum este cea la care noi activăm din plin aici. Îmi place aici. Rău cafeaua ta cum stă acolo. Vă așteptăm cu CV-urile pe adresa redacției, da. Observați cât de degajați și de relaxați suntem noi. Poate prea relaxați câteodată. Ai vrut să mă lovești? Nu, nici vorbă. Povesteam înainte de pauza de publicitate că avem pregătite două filmulețe cu imagini de la sărbătorile din weekendul trecut. Hai să apropo, le vedem. Înainte de asta vreau să fac un anunț. Da. Ați văzut ultima ediție a emisiunii Martor Incomod? Nu știu. Este Martor Incomod sau Martorul Incomod? Martor Incomod. Martor Incomod, la Columna TV. N-ai văzut-o? Nu. Eu am făcut-o, dar nu am văzut-o. Păi pentru că n-ai făcut-o tu de asta, pentru că i-ai angajat pe cei de la Direcția 5 să o facă pentru tine. Da. Într-adevăr, dragi prieteni, ultima ediție a emisiunii Martor Incomod vă oferă în exclusivitate concertul susținut de către cei de la Direcția 5 în județul Dâmbovița, mai precis în orașul Găiești, la o locație pe care v-am menționat-o noi cu alte prilejuri, ceva cu vară. Și una. Da, și puteți să-l vedeți accesând emisiunea de pe site, asta pentru că deja a intrat sâmbăta trecută. Puteți să vedeți concertul, este absolut senzațional. Noi v-am mai vorbit despre el la cafea, v-am oferit și câteva imagini, ați văzut și interviurile pe care i l-a acordat colegului meu, i l-au acordat membrii trupei Direcția 5. A fost chiar un show de excepție și noi avem norocul să vi-l putem arăta și voi celor de acasă. Și mai marele noroc este peste voi, cei care îl vedeți. Deci cam atât cu Martorul Incomod. Martor Incomod. Da, Martorul este unul singur, este Martorul. Asta până în septembrie, când ne vom lua rămas bun de la Martor Incomod, după cele 3 sezoane petrecute alături de dumneavoastră, trebuie să mai schimbăm... Nu te grăbi cu anunțul, dragul meu coleg, că nu se știe exact ce vom face în această da, adevărat, perioadă... Poate cineva va prelua Martor Incomod, ți-ar șa de bine în postura aceasta. În această perioadă, trebuie să le spunem celor de acasă, noi lucrăm la grila de toamnă, iarnă, și stabilim noile emisiuni, vor fi surprize nebănuite, dragi prieteni, veți putea vedea pe dragii voștri moderatori, prezentatori de la Columna TV în ipostaze noi de data aceasta, nu? Pentru că așa este frumos să ne pregătim și noi pentru un nou sezon și să venim cu câteva schimbări. Dincolo de faptul că nouă ne-ar plăcea să facem cafeaua în parc, să ne bem cafeaua în parc, nu? Nu vrei să bem cafea în parc? În parcul Mitropoliei? Da, ar fi bine că ar fi mai aproape de casă. La ruine? Acolo, lângă domnii de la Remi? Da, lângă domnii de la Remi și eventual să jucăm și noi cu ei, dacă se poate, nu? Pe etalate. Da. Și no. Să și câștigăm? Da, de ce nu? Remi sau emisiunea? Hai că ne mai gândim. Bine, așa facem. Până atunci hai să vedem materialele, nu? Nu, hai să vedem un prim material, okay. Pentru că vorbeam despre fetele de la Bambi, am pus piesa aceea și v-am povestit că le-au concertat la sfârșitul săptămânii trecute în comuna Potlogi de zilele localității. Haide să vedem și imaginile absolut incendiare cu cele două componente ale trupei Bambi, dar și cu celelalte două dansatoare, pentru că au și dansatoare, și show-ul cu care i-au bucurat pe spectatorii de la Potlogi. Și la 1, 2, 3, 5, vreau să-ți veniți cu toții, bine, tare, puteți voi, da? O să stăm și cu brațele, da, încercăm, stai și tu cu brațele, bravo, da? Oh!
ca să fie nebunie mare Bătloș, da? Hai să ne distrăm! Nebună e! 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 Iubirea ta, da? Așa cântăm, atenție! Atenție, atenție, strigăm ca pe stadion, și voi, așa! Nebună e! 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 Iubirea ta! Încă o dată, încă o dată și toată lumea! Nebună e! Da, ni se face dor de duc. Am văzut, dragi prieteni, câteva imagini de senzație din concertul susținut de trupa Bembi în comuna Potlogi de zilele localității, eveniment care a avut loc la finele săptămânii trecute. Așadar, cam astfel a fost atmosfera la Potlogi. Ai văzut Sebi dansatoarele, măi, dar una Iulia, dintre dansatoare... dă-ți cu mâna așa pe partea asta. De ce? Asta. Lasă-l așa, răvășit. Mie-mi place mai răvășit așa. Ok. Pe partea dreaptă, aici, da, mulțumesc, dragi colegi, că sunteți mereu atenți la coafiura mea. Mulțumesc și hairstylistului meu. Personal. Da, Fluffy. Hairstylistul meu, Fluffy. Da, este creț și îmi aranjează părul în fiecare dimineață. În afară de asta, voiam să spun, Sebi, că tu n-ai văzut, te-ai odihnit pe canapea, deja te-ai învățat să dormi pe o canapeluță, catifeluță mică de tot, nu? Da. Și voiam să te întreb dacă ai fost cumva atent la... Te-ai observat ceva la dansatoarele de la Bendy? Se dădeau la cameramanul nostru. Cum se dădeau? Cum adică se dădeau? Adică în sensul că nu prea poți să te dai, că la noi trebuie să vă menționez, dragi prieteni, a filmat colegul nostru, Nicolae Stoica, cel care se află acum într-o vacanță bine meritată și urăm în continuare concediu plăcut, și a sacrificat weekendul și a fost prezent acolo la concertul de la Potlogi. Și, într-adevăr, se pare că... Una dintre dansatoare ar fi fost... Puțin luată de val. Puțin luată de val, da, și dansa nu doar pentru public, cât mai ales pentru cameră, dar nu doar pentru cameră, cât mai ales pentru colegul nostru, da. Dacă vă mai uitați odată, o să vedeți cu atenție ce vă spun eu acum. Concertul va fi difuzat în întregime la Columna TV zilele acestea, așa că rămâneți cu ochii pe noi. În altă ordine de idei, în pauza de publicitate, Sebi, ne spuneai tu că nu s-a confirmat vestea aceea cu domnul Tănase, care ar fi antrenorul de la basket, nu? Da, domnul Tănase nu va fi antrenorul. Băi, ce urât stau, lăsați-mă să mă așez. Te-ai îmbrăcat cu un laptop. Da. Domnul Tănase nu va fi antrenorul echipei de senioare de la CSM Târgoviște. Nu știu cum s-a ajuns la vestea aceasta până... De aceea e bine, mai bine când dai o informație, totuși să nu dai că e exclusivă, că nu știu ce cam aflăm. Mai bine, domne, informează-te și contactează cel puțin două surse. Da, trebuie informația, oricum se verifică să... din trei surse, dar vorba aceea, nu suntem atât de... Decât să dăm noi exclusivitate și să vadă toată lumea că suntem mari și tari, că dăm exclusivitate, mai bine hai să întrebăm, să ne ajutăm de două surse sau trei surse, dacă vreți. La urmă, pentru că așa ar fi normal, chiar dacă ne grăbim să dăm veștile.
Da, în fine, nu vreau să comentez subiectul. Domnul Cătălin Tănase va fi antrenor la Under 18, cred eu. Cel puțin asta scrie același site de sport, dar prefer totuși să aflăm direct de la reprezentanții clubului sportiv municipal sau chiar de la domnul Cătălin Tănase pe parcursul zilei de astăzi. Vom lua legătura cu dumnealor și vom vedea exact stadiul în care se află această colaborare. Aflăm detalii la știrile din sport de la ora 16:30. Astăzi este 20 august, o zi frumoasă în care s-a născut nimeni altul decât Ionice Brătianu, primul ministru al României, născut în ce an, crezi tu, Iulia? Păi, în secolul trecut, cu siguranță. În 20 august... Uite, de asta nu-mi place că la tine rubrica s-a întâmplat astăzi, trebuie să sune ca un fel de cunoștințe generale. Iar eu, care oricum nu sunt afonă la istorie, am niște probleme legate de reținerea unei date cu exactitate. Așa, aș putea să zic pe la 1800 și ceva, te ajută? 1864. Păi, vezi... trebuie să menționăm despre el, uite, măcar știu și eu lucrul acesta, că este unul dintre fondatorii Partidului Național Liberal. Pe lângă faptul că a fost un mare om politic, un mare român și așa mai departe. Da. Dar mai spune-ne tu despre el, ce mai scrie la gazetă. Că a fost primul ministru al României. Așa. Că s-a născut la 20 august 1864. Da. Și atât. Și că a decedat în 1927. Da? Da. Nu-ți pot da mai multe informații pentru că nu sunt la istorie acum. Sunt la rubrica s-a întâmplat astăzi. În schimb, în 1977, NASA a lansat sonda Voyager 2. Care ce-a făcut, Sebi? S-a dus unde? Către Marte. Și? Și a ajuns pe Marte. În? Nu știu în ce an. Nu. Cum nu știi în ce an? Nu știu. Nu știi în ce an a ajuns? Nu. Dar în ce an a plecat? În 1977. Am înțeles. Da, păi. Nu știu, în timp când a ajuns, ce a făcut. Fă traducerea acolo? În an lumină și vezi ce îți dă. Da, o să caut, o să mă interesez. Da, îl întrebăm pe colegul nostru, domnul Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori, care se va întoarce, cred, în curând din Honolulu, unde v-am mai povestit eu că a plecat pentru a participa la o conferință internațională pe teme astronomice. O să-l avem cu siguranță invitat la cafeaua de 10 imediat ce se va întoarce. Este cel care a reprezentat nu doar județul Dâmbovița, nu doar orașul Târgoviște, ci țara noastră, România, la acest eveniment internațional, care a avut loc anul acesta și are loc, din câte mi-amintesc eu, Sebi, odată la 4 ani, nu? A avut loc anul acesta în Hawaii. În Hawaii. Auzi, apropo de domnul Vali Grigore. Așteptăm cu nerăbdare să se întoarcă acasă, să ne povestească despre experiența aceasta, da? Apropo de domnul Vale Grigore, mă întrebam dacă pe Marte am putea supraviețui. Să-l întrebăm pe domnul, din informațiile mele știu că au găsit apă pe Serios? Marte. Serios? Nu, eu nu înțeleg, cum au apărut toate planetele astea? Chiar ești la vârsta la care îți pui astfel de întrebări? Da. Pentru tine vom avea o ediție specială, Cafeaua de 10, la care va fi invitat domnul Valentin Grigore, cel care ne răspunde întrebărilor de acest gen. Până una alta, dar ce s-a mai întâmplat? S-a mai întâmplat ceva sau atât? Atât? Dă mie să văd atât? Da, bine. N-a murit nimeni? Au mai murit, dar nu știu cum îi Adică asta nu e o zi în care să mor, vorba aceea. Cum să mor? Uite, de exemplu, au murit Paul Enrich, Dimitrie Iov, Joe Dassin. Cine sunt oamenii ăștia? Păi, ultimul sigur îți spun eu că mai cântă și el câte ceva. A, uite, Nicolae limba Manolescu. Aia pe care o iubești tu de-l mai poți în franceză. Nicolae Manolescu, medic oftalmolog și educator sanitar, a murit astăzi. Ai găsit și tu un nume românesc, da. Astăzi, în urmă, cu câți ani? 105. Da. Deci o zi și cu sărbători avem ceva? Sărbători, nu, la sărbători data astăzi. De astăzi? Nici o sărbătoare, nimic. Gol-goluț. Păi, sărbătoare facem noi aici la Cafeaua de 10. V-am arătat mai devreme imagini de la potlogi. Vă pregătim acum niște imagini de la răcari. Sunt pe foc, cineva le
întoarce lemestecul. În tigaie și faci așa, știi să faci clătite? Da, normal. Și îți rămân lipite de tavan când arunci? Nu, niciodată. Nu? Și eu nu folosesc spatula când fac clătite, serios, adică ele serios? Se desprind. Da. Atât de docile sunt și ascultătoare clătitele? Și pauza de publicitate este peste noi. Așa, ca o clătită? Da. Clătită ce ești? Nu, dar ideea, clătită ideea ce tigaia, este? Clătite ce sunt? Pe tigaia mea nu se lipesc clătitele și se desipesc automat și eu le pac, pac. Pac, pac? Mai zi o dată. Pac, pac. A, nu pac, pac. Pac, pac. Adică pac, pac. Nu, deci pac... Pac. Bun, hai, pac, pac, publicitate, revenim. Ce somnă mie? SC Hipericifarm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericifarm! A venit timpul să simți briza dimineții, să calci pe iarba proaspătă, să simți cum adie vântul prin păr, să te înveți cu parfumul florilor și să privești cerul. Vino la noi și reînvață să te bucuri de lucrurile simple. Viața merită trăită conștient. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurselor Umane 2007-2013. Complexul Spring din Târgoviște oferă o largă varietate de preparate, atât de tip fast food, patiserie și cofetărie, cât și produse cu specific tradițional și nu numai, servite la cele mai înalte standarde. Echipa noastră de experți culinari vă așteaptă să serviți pizza pe vatră la cele mai mici prețuri. Restaurantul Spring este de asemenea locația perfectă pentru a petrece și organiza nunți, botezuri și alte mese festive. Cele mai delicioase torturi și prăjituri le găsiți numai la cofetăria Spring. Gustul face diferența. Savurați magia unei seri liniștite într-o atmosferă elegantă și rafinată la restaurantul Rodiv din orașul Găiești. Numai aici găsiți servicii culinare de înaltă clasă într-un decor festiv și elegant, care îmbină armonios tradiția românească și rafinamentul marilor restaurante citadine, în saloanele de lux și salon rustic. Complexul Rodiv vă pune la dispoziție restaurant, hotel, terasă și grădină de vară, stație Peco și locuri de parcare. Serviciile de înaltă clasă au acum un nume, Rodiv. Protejează-ți ochii de radiațiile ultraviolete. Oftal Sun Lens te ajută cu ofertă pentru ochelari de soare de cele mai renumite marci din lume: Ray-Ban, Vogue, Lacoste, Soleado, Zeror, Richemont, Ferre, Ceruti, Iceberg, Gucci, Mercedes și Playlife. Pe lângă acestea, Oftal Sun Lens oferă consultații optometrice, comercializare și montaj lentile și rame ochelari cu dioptrii și comercializare lentile contact estetice și dioptrii. Cu Oftal Sun Lens ai grijă de ochii tăi. Centrul medical și de recuperare Valeriana Med s-a mutat în fosta clădire Distrigaz vis-a-vis de Casa de Pensii Dâmbovița pe strada Spitalului Tudor Vladimirescu. Această unitate, în contact cu Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița, va sta la dispoziția pacienților cu servicii medicale complexe de specialitate, inclusiv analize medicale prin medicilor de familie. Centrul medical Valeriana mai vine în sprijinul celor cu afecțiuni reumatice prin medicina recuperatorie, oferind pacienților o gamă complexă și completă de tratament în specialitățile de recuperări. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și moto-unelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid.
Sărbătorește cele mai importante evenimente din viața ta la Hanul Logofotului, la 10 km de municipiul Târgoviște, într-un cadru natural construit din piatră, lemn și metal, cu decorațiuni rustice, vă așteaptă o petrecere cu bunătăți românești preparate în casă și cu cele mai gustoase vinuri produse de cramele Logofotului. Pentru un festin de rang înalt, alegeți Hanul Logofotului. Rezervați acum la telefon 0722 737 827. Am revenit, dragi prieteni, iarăși a fost foarte lungă pauza, pentru că ne-a fost dor de dumneavoastră. Cine spune asta? Parcă spune cineva asta, da. Mă rog, trecem peste. Apropo de cine, ce, cum, avem un coleg, cel mai tare coleg posibil, Marius Dumitrache, care a făcut aseară o ripostă de zile mari, în sensul că la emisiune au fost invitați, dragi prieteni, reprezentanții unor asociații care iubesc animalele, nu doar asociațiile iubesc animalele, dar mai ales membrii acestora. Președinta asociației sau vicepreședinta, cred, asociației Sufletel, Cristina Păun, cea care a fost într-o dispută, să-i spunem, mai puternică și se află în continuare cu Direcția de Salubritate din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște pe tema câinilor fără stăpân. Cele două părți implicate în scandalul care deja a ajuns cunoscut tuturor au fost aseară la riposta lui Marius Dumitrache. Puteți să găsiți emisiunea pe site. Cu siguranță veți afla adevăruri pe care nu le-ați mai aflat până acum și vom urmări și noi încă o dată emisiunea și vom scoate câteva momente mai importante pentru a realiza un reportaj pe tema aceasta, întrucât, după cum bine îmi amintesc, prezentarea colegului nostru, Marius, era cine a incendiat mașina de ecarisaj a primăriei. Iată, pornind de la întrebarea aceasta, câte s-au spus despre câinii fără stăpân din Târgoviște, dacă scăpăm, dacă nu scăpăm, de ce nu scăpăm de ei, ce fac aceste asociații care iubesc animalele. Tu, Sebi, ești foarte supărat pentru că ne-ai povestit în urmă cu o săptămână despre întâlnirea cu gașca de cățeluși. Nu o săptămână, s-a întâmplat și vineri. Și vineri, da. Era o gașcă de căței, nu? Niște așa căței în spatele da, primăriei. Da, cățeluși drăgălași, pe care sigur că trebuie să găsim o soluție umană, firească, decentă și demnă de o țară europeană pentru a îi lua de pe străzi. Da, nu-l arătați pe Sebi în perioada aceasta. Oricum, toate aceste dezvăluiri s-au făcut în emisiunea Riposta, unde în platou au fost două persoane care reprezentau grupul iubitorilor de animale și de partea cealaltă a fost prin telefon domnul director al Direcției de Salubritate din cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște, Dănuț Badea. Ce s-a spus, ce acuze și-au adus reciproc cele două părți implicate, aflați văzând această emisiune Riposta, numai la Columna TV, alta ca ea nu e, nu? Ăsta era sloganul? Da. Eu așa mi-aduc aminte. Ai adormit în a doua, pe finalul emisiunii? Nu, citeam o informație care mă face să râd, n-aș vrea să o fac publică. În schimb, colegul nostru, atunci, Florian... Atunci te rog să le spui o informație pe care o putem face publică. Da, a venit o primă știre de pe teren. Colegul nostru, Florian Radu, a fost la Găiești, acolo unde, Florian, te rugăm să vii să ne prezinți informația. Te așteptăm în legătură directă cu noi. Înarmați-l, vă rog, un microfon și aduceți-l pe scaunul încins. Alo, bună dimineața, Florian. Îi vom pune niște întrebări în premieră, pentru că este, mai ales în perioada aceasta, când ceilalți colegi ai lui sunt în vacanță, cel mai activ, cum să-i spunem noi, pentru că el este și reporter și operator imagine. Reporter cameraman. Da, este cel mai activ și tocmai ce a venit de la o știre de ultimă oră pe care televiziunile naționale au transmis-o chiar în direct de la fața locului din orașul Găiești, dacă nu mă înșel. Bună dimineața, Florian, sau să zicem deja bună ziua, că e aproape prânzul. Ce faci tu, de unde ai venit? De la Găiești. La Găiești. Ce se întâmpla la Găiești, în afară de faptul că erau jurnaliști câtă frunză, câtă iarbă, nu? Da, erau toate televiziunile naționale.
Am înțeles. Și ce așteptau acolo toate televiziunile naționale? Ioan Nicolae, patronul Astrei Giurgiu, echipei de fotbal, latifundiar, pentru care o grămadă de proprietăți, este unul dintre cei mai bogați din țară, a fost adus la judecătoria Găiești. Din Găiești, nu? Da. Și toate televiziunile prezente acolo să relateze informația. E un subiect de interes național acesta, înțeleg. Exact. Și ai reușit să prinzi cel mai bun cadru, te-ai băgat acolo în față, te-ai dat din coate, i-ai împins pe cei de la... Era să zic, celelalte televiziuni, pentru că au venit direct de la București, trebuie să menționăm, dragi prieteni, pentru știrea aceasta, care a fost, iată, de senzație, nu? Din orașul Găiești. Sunt foarte cuminți cei de la Național. Da? Sunt adică foarte cuminți. Adică mai blânzi decât colegii noștri de aici, din județ, nu? Foarte. Da. Și cred că vom avea cele mai bune imagini astăzi la știrile Columna TV. Cele mai bune imagini, mai puțin, pentru că a sărit din dubă direct în interior acolo. A, deci l-a a fost totul pe fugă, n-ați... Exact. N-a oferit nicio declarație. Stai puțin, Florian, exista obiceiul acela, acum nu știu cât de aranjată era treaba cu cei care îl duceau pe inculpat, ca în momentul în care apăreau în fața presei să-l țină puțin pe loc, ca el să-și ridice și privirea eventual. Ei, astăzi nu s-a întâmplat. Cadrul. Nu s-a întâmplat. Păi da, a fost pentru că vorbim despre un om ascuns cu relații în fața camerelor. Da. Nu zicem noi nimic, nimic, fără să avem dovezi. Oricum ar fi, vă prezentăm pe larg informația la știrile de la ora 16. E bine să fiți cu ochii pe noi. Ce alte informații vom mai avea astăzi? Două cărți. A scris deja două cărți? Și vrea să fie eliberat după 6 luni pentru bună purtare. Deci ideea a fost așa, că Ioan Nicolae a depus o cerere de eliberare condiționată la tribunalul din Găiești. Acesta a fost condamnat la 2 ani. El se află acum la penitenciarul acela cu regim deschis din Găiești. 2 ani și 6 luni, da. A fost condamnat la închisoare pentru mită în dosarul PSD. Da. Am înțeles. Și există șansa ca vom avea astăzi o decizie, nu? Din partea tribunalului, judecătorilor. Da. Care va fi aceasta? Veți vedea numai la știrile Columna TV. Mai aveai parcă două informații pentru noi. Da. Da? Ne poți spune ceva despre sau rămân exclusive? Ce noutăți au mai apărut în anumite cazuri? Păi mai avem o știre. Avem noutăți, iată, în cazul femeii asistentei acuzată de faptul că a pensionat ilegal peste 3.000 de dâmbovițeni. Ieri colegul nostru Florian Radu a stat de vorbă cu inculpata, femeia care acum așteaptă o decizie a instanței, dosarul DNA fiind trimis către tribunalul Dâmbovița spre judecare. Ce spune ea? Dânsa susține că este nevinovată. Și cumva pasează vina către altcineva sau pentru că niște lucruri s-au întâmplat acolo la Moreni, la acel cabinet de expertiză medicală unde ea lucra. Și vă reamintesc, dragi prieteni, dacă n-ați văzut la știri, că este vorba despre un caz petrecut între 1997-2000, nu mai rețin exact, oricum a fost mai de multicel. Și de-abia acum biata femeie s-a trezit cu acest proces. Acum nu știm cât este de biată femeia. Este pensionată. Ne gândim că totuși niște oameni au încasat pe nedrept niște pensii pe caz de boală. Asta de datorită femeii care a știut să facă niște... Sau spune ea este nevinovată și altcineva. Dânsa s-a ocupat pasează de... vina pe medic. Medicul care era practic superior, nu? Da. Da, cel mai bine instanța va stabili și în acest caz adevărul, dar oricum, noi pentru că vrem să aflăm și noi atât cât putem din dedesubturile unui astfel de caz, vă prezentăm și mărturia femeii acuzată în acest caz, care ar fi a treia informație. Nu mai avem o a treia informație. Nu. Sigur, nu? A, poate încă vine. Este gata, e știm. Pe vine, nu? Se lucrează la a treia informație, oricum azi avem câteva materiale în premieră pentru știrile Columna TV. Mulțumim, Florian, te lăsăm să te întorci la treabă, că ai mult de lucru în perioada asta, slavă Domnului, și să te mai auzim cu noi informații, dacă este cazul, dar poate avem o perioadă liniștită, nu? Cine știe. Cu siguranță. Să fie o perioadă cât mai liniștită, în care să ne putem bucura de odihnă.
Ai văzut, Sebi, ce îi atrage pe jurnaliști? Treci prin cadrul meu, mulțumesc. Nu-i nimic, că s-a văzut așa ca o umbră, ca o boare, ca o ceva. Ai văzut cât de atrași sunt jurnaliștii din presa națională pentru astfel de evenimente? Că dacă încercam să-i aducem la Găiești, spre exemplu, pentru că am avut caz în emisiune, ansamblul folcloric Sunt Ziene l-a obținut premiu, nu? Da. Premiul cel mare, Grand Prix-ul, la Festivalul Internațional de Folclor din Italia. Și acolo nu au fost deloc atrași. Nu veneau să filmeze niciun caz fetele acestea minunate și talentate pe care noi le avem. Dar dacă un domn care săvârșește acum și îi spășește o pedeapsă, apare măcar o fracțiune de secundă în fața camerelor de luat vederi, s-au îngrămădit cu toții. Bine că ne-am îngrămădit și noi, că am zis, na, fiind aproape, să nu ratăm nici asta. În altă ordine de idei, vă promiteam mai la începutul emisiunii și niște imagini din orașul Răcari, de la evenimentele care au avut loc la finele săptămânii trecute. N-aș vrea să încheiem emisiunea fără să ne ținem de cuvânt, așa că vă lăsăm să urmăriți acum imaginile și revenim cu noi comentarii. Vreau să te ating și știi să mă aprins când mă sting. Sunt fericit că te-am găsit, hey! Te-am căutat o viață. Nimic nu mai contează dacă ești tu. Știi că avem viitorul fain. Când avea mine, haide cântă, te va mângă mine. Avem niște piese pe care cu siguranță le cunoașteți și vă rugăm frumos să le cântați cu noi, pentru că hai să vedeți, haide, ursule! Ne prindem de inimă, mers! Ala-i balansul ăla, cu pam, pam, pam! Ala-i! Bun! Asta e piesa cu... Eu zic așa, aia e fata care-mi place mie și vă răspundeți că... Aia! Aia! Și acum îmi mai tare! Și voi? Aia! Și îmi mai tare! Fără ea nu pot să mă stau în zi. Are zi ce să fac, că mă ia de cap și ce văzere căsătoare, dorințe arzătoare. Cu fata mea ta focare, deja e care pe care. Arată-mi toate schele, țin fesele în palme. Te bram în tot arde, toată lumea doarme. Am prada, am frecată dolce, Gucci sau Prada. Am pus brigada, am zis că vin cu brigada. E periculoasă, îți ridic mai sus garda. Ea mi-a pune ziarda, care e zada. Eu sunt marele zida, sunt plâncis ca zida. Zic că sunt țiga, dar le-am vorbit ca plâncile de pica. E-o, e-o, e un superman care-ți mai te-n fata zi criminal. E-o, frega, toate distanța. Dacă așa bine, ne are verigheta și Germina, arată-n care pune mâna pe mine. Energia de care ziceam mai devreme, ha!
Stinge lumina, gata, auzi toată lumea, stinge lumina, nu stingem lumina, suntem pe centrul vechi, dragi prieteni, ați văzut în premieră de data aceasta imagini din concertul susținut de Alex Velea în orașul Răcari, cu prilejul zilelor orașului, sărbătoare care s-a consumat la finele săptămânii trecute și despre care am mai vorbit noi la Cafeaua de 10. Îl felicităm încă o dată pe primarul Marius Caravețeanu pentru reușita acestui eveniment. Ți reamintesc, Sebi, că acolo pe scenă a fost prezentă și colega noastră Diana Berbec, la cu a ei emisiune, Diana și invitații săi, fiind parte din programul manifestărilor organizate cu prilejul zilelor orașului Răcari. Manifestări care anul acesta au ajuns la cea de-a 7-a ediție și despre care, iată, au trecut 4 zile și încă mai vorbim și se va mai vorbi multă vreme, cu siguranță. Voi ajunge ca celebrul Dede să vorbesc fără virgulă, fără pauză sau oricum da, fără punct. Virgulă, eu chiar virgulă, nu știu virgulă, ce informație virgulă să mai transmit, Iulia, de-aia te las să vorbești. Păi fii atent că ieri am făcut o știre, pentru că tot din emisiunea colegului nostru Marius Dumitrache am extras acea parte în care primarul orașului Cristian Stan, primarul orașului Târgoviște, anunța programul zilelor cetății din acest an. Trebuie să vă precizăm faptul că se lucrează încă la acest program, adică nu a fost bătut în cuie și dacă la Răcari, spre exemplu, au fost artiști precum Alex Velea, dar au fost și soliști de operă, am avut și manifestări culturale de înaltă ținută, la Potlogi, spre exemplu, le-am văzut pe fetele de la Bambi și prin alte localități ale județului au concertat alte personaje și personalități, nu uita. Ei, iată că la Târgoviște vor veni, se pare, din numele vehiculate până acum, Ștefan Bănică Junior, Horia Brenciu și multe îndrăgiții membri ai formației Holograph. Sigur că nu sunt doar ei cei care vor concerta în perioada în care vor avea loc zilele cetății în acest an. Manifestări care se vor desfășura, spuneai tu, Sebi, ieri, începând cu data de 7 da, septembrie și până pe data de 13 septembrie. 7-13. Deci va fi o săptămână întreagă de zile ale orașului. Și nu vor mai fi 3, vor fi 7. 7 zile, nu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 zile. Deci dacă în povești se sărbătorea vreme de 3 zile și 3 nopți, noi vom avea 7 nopți de sărbătoare la Târgoviște. Și anul acesta apar tot felul de noutăți în program, printre care și un concurs de talente, Sebi, târgoviștenii au talent. Știi că și la Răcare a fost un concurs, răcărenii au talent și chiar am văzut că au cu ce se mândri locuitorii orașului Răcari, pentru că sunt câțiva tineri foarte talentați acolo care au urcat pe scenă pentru acest concurs. Eu sunt în discuții cu cineva de la Clubul Sportiv Municipal, încerc și eu să aflu informații, o chestie, o trestie. Păi, poate cine știe, până la finalul emisiunii o să ne dumirim noi și pe subiectul da, acesta. Sunt, deci subiectul ăsta mă pasionează, pentru că știi foarte bine, eu sunt foarte pasionat de acest sport și informația care este de o zi tu, Iulia. De o importanță majoră, de o importanță majoră în în această perioadă pentru fanii CSM-ului, trebuie să ajungă pe toate televiziunile. Așa că noi așteptăm în continuare să avem declarații, să avem informația exactă și corectă, pentru că nu pot să spun exact ce mi-au spus acum, pentru că nu e informație. Și oricum vom prezenta la știrile și la știrile din sport, aveți afla cu siguranță ce se va din acest domeniu. N-am terminat cu programul, să știi că mai apare o noutate în manifestările din acest an și este vorba despre un show. E un show? Cu, ce crezi tu? Apă, spumă, nu? Frișcă. Câini. Câini. Da, pentru și pentru iubitorii de câini. Detest câinii, îi urăsc. Of. Asta este, nu se poate să mulțumim întotdeauna pe toată lumea. Și apropo de asta, știi că pe data de 22 august
Am încheiat cu manifestările dedicate zilelor cetății. Mai avem până atunci vreme să discutăm despre. Deocamdată autoritățile lucrează la acest program. Vă reamintesc cu bugetul de peste Zitu Sebi 500... 5 miliarde. De 5 miliarde. Aproape 5 de miliarde și jumătate. 537 de mii de lei s-au dat pentru... Acesta a fost bugetul alocat. Atât se poate spune sigur până la această dată. De acum încolo așteptăm să primim și noi programul finalizat. Până atunci vă informam noi la știri în zilele precedente despre faptul că Spitalul Județean de Urgență Târgoviște are programat un eveniment sâmbătă aceasta legat de Ziua Porților Deschise. Care, ce credeți? Nu le-a venit lor ideea, că vă dați seama. Doar am avut în urmă cu o săptămână o cetățeancă aici în platou care ne povestea că a mers la spital cu o criză de... Am uitat. Poliartrită, da. Și că a cerut să-i se facă o injecție, întrucât avea mâinile, picioarele umflate și nu a fost cine să se ocupe de dumnea ei. Pentru că știm problemele la spital, nu există personal suficient și așa mai departe. Iată că nu au personal suficient pentru a interveni în astfel de situații, dar au personal suficient să se ocupe de a-i plimba pur și simplu pe vizitator prin spital de Ziua Porților Deschise. Da, nu le-a venit lor ideea, a venit de la minister și a venit ca directivă pentru spitale din toată țara. Pentru că alte spitale din țară, nu la noi, la noi s-au conformat numai decât. Pentru că alte spitale din țară nu s-au putut organiza pentru acest eveniment, el a fost amânat pentru o dată încă neprecizată. Cum ți se pare asta? Vrei să spun eu? Așa, da. Direct? Și că eu așa sunt mai direct. Așa, să fii chiar foarte sincer. O nu porcărie. Nu. Păi de ce? N-ai vrea să te duci în vizită nu. Din spital? Adică să zici, băi, ce frumos ce, wow. Și abia aștept să... Incredibil, au recepție, wow, n-au medici. Serios? Da. Dincolo de asta, toate bune și frumoase, așteptăm totuși acea zi cu Ziua Porților Deschise și le recomandăm pe această cale bolnavilor de poliartrită sau altor bolnavi care altădată n-au putut fi tratați pentru că nu au fost considerați cazuri pentru departamentul UPU să profite de vizita aceasta. Stai să vin lângă UPU. Și mai fac o injecție și mai rezolvă... Astăzi ne-am îmbrăcat în aceleași culori. O să mă duc eu lângă el. Deci azi am vrut să vin lângă UH pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Nu știu cum a trecut emisiunea de astăzi, nu știu ce am vorbit noi. Ia tu loc pe scaun și stau eu în picioare. Păi da, și așa o să fiu mai înalt ca tine. Știi situații, știi emisiunile acelea celebre de la posturile americane în care cineva stă pe un scaun mai la o masă, mai sus un pic și cineva pe un scaun mai jos. Așa, tu trebuie să fii mai jos decât mine, adică noi nu putem să fim pe picior de egalitate. Dar nu știu, da? Nu-mi place deloc cadrul acesta, e foarte ciudat. Îmi stă cămașa acum, da. Nu-mi place. Mai cosmetizăm. Mai bine mă ridic și eu și... Și? Stăm în picioare. Da. Iar așa să spun despre bancul cu măgarul. Ia uite, erau doi, știi, unul cu una. Așa. Și un măgar. Și apărea scris acolo, ia uite-l ce a furisit e. Adică el stă pe măgar și ea în picioare lângă ei. Dacă era el pe măgar, ce se spune? Dacă era ea pe măgar? Nu știu bancul. Cum nu-l știi? Nu-l știu, serios, nu? Vorbesc serios, nu-l știu. Chiar nu știu despre ce e vorba. Da, mă rog, oricum nu era bine nici cum. Nici cu ea pe măgar, nici cu el pe măgar. Măgarul trebuia să circule de unul trebuia singur. Trebuia să circule liber, măi, asta da. E. Liberă circulație pentru măgar. Da, Iulia, nu știu cum a trecut emisiunea noastră de astăzi. Nu știu ce am vorbit, ce am zis, ce am drept, dar a trecut. Da, de ce vorbești la trecut? Mai avem încă... 3 minute. Da, 3 minuțele. Timp în care, dragi prieteni, vă dăm întâlnire la ediția de mâine. Da, nu? Și vă invităm să rămâneți alături de știri. Este săptămâna aceasta. Cu siguranță și colega noastră, Delia, o să ne bucure cu niște porții de râs, pentru că ea este... Mâine nu o să mai fiu ceva. Eu. Adică dacă îi arătăm Delia un deget râde, știi, nu? Mâine nu o să mai fiu eu. Cum adică? Măi, dar ce credeți voi că este aici în televiziunea asta? Veniți când vreți, plecați când vreți, fiecare își găsește ceva mai bun de făcut, găsește unde tot felul de motive. Unde ai fost vineri, să... Iulia? Vineri? Care vineri? Trecută. La emisiune? Dar chiar unde am fost eu vineri? Nu știu. Ah, gata, am fost, păi am fost cu... Să-mi ia imagine, să... Păi ce? Cine? Toată lumea pleacă așa, cum vrea, cum da, vrea. Și pentru că se întâmplă asta, dragi prieteni, avem nevoie de colegi noi. Nu uitați să trimiteți CV-urile pe adresa redacției. Adică m-ai dat afară? www.tvlegata@yahoo.com. Dacă vă doriți bine, atunci, să faceți carieră noi, în televiziune, colegi, trebuie gata. Să începeți de undeva. Și iată, noi vă dăm șansa să aceasta. Să te descurci cu noi, tăi colegi. Dar nu m-am gândit la asta, Sebi. Că tu, oricum...
Ești om prea vechi aici. Mult prea vechi. Și noi întotdeauna față de oamenii mai vechi am avut o altfel de legătură. Și am înțeles când omul a avut ceva de făcut, când... Na. Mâine o să fiu la o emisiune, dar na, voiam și eu să iau exemplul colegilor și să stau o zi acasă și să anunț a doua zi. Da, nu-i frumos ce faci tu. De ce? Nu-i frumos ce faci tu. Este cu trimitere directă. Lasă că toate problemele vor fi rezolvate și atâta vreme cât toate sunt bune. Nu este adevărat, eu am glumit, o salut pe Delia și abia aștept să se întoarcă la emisiune. Draga mea, chiar ți-am simțit lipsa, parcă am fost mai adormiți astăzi, Soraya. Mai ales tu, eu a trebuit să stau trează, că dacă dormeam dacă amândoi... Dacă dormeam amândoi, era groasă treaba. Da, oricum, mâine avem o ediție specială, ca toate edițiile de altfel, Cafeaua de 10, tot o cafea în grabă. Noi o începem și ne îndreptăm către știri și tot așa, dar asta este, dacă vreți să ne fiți alături, vă așteptăm la aceeași oră, ora 10, cu o cafea de 10 și cu... și cu ce? Multe zâmbete și multă energie. Ce mai vreți? Ce mai vreți? Atât. Ne revedem mâine la ora 10, la cafeaua de 10.